turistă pe drum. Puternici părinți, iubiți frați și surori, una sămânată în țarina lui Dumnezeu, care este lumea, sunt fiii împărățuii. Și pentru că și aici avem unul din fiii împărățuii și din părinții noștri, am venit din nou cu simțământul, cu lacrima, cu recunoștința și mai ales cu datoria noastră. De aceea, pentru început, nu am decât un apel sau două, aș putea spune, dar bazate pe Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, care este El, așa cum zice Sfântul Ioan, la început era Cuvântul, Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Și pentru că El este lumina și ajutorul nostru și prin El s-au făcut toate. El a prezidat primul sinod, care, așa cum a spus Sfinții Părinți, când s-au întâlnit sute de părinți înaintași, s-au dat deoparte de la masă și au pus Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, pe masă și a spus, Cuvântul lui Dumnezeu e președintele întâlnirii noastre. El este sărbătoarea noastră și El ne-a pregătit astfel, în urma jertfei Domnului Iisus, sau am putea spune în urma jertfei lui Abel și a tuturor jertfelor, a Domnului de jertfe până la Domnul Iisus. Și închiindu-se cel vechi, a început cel nou cu sângele sfânt a jertfei Domnului Iisus, cu sângele arhidiaconului Ștefan și cu sângele tuturor părinților noștri de până la noi. Și ceea ce moștenim noi astăzi, ceea ce cântăm, ceea ce recităm și ceea ce vorbim prin Cuvântul și prin Duhul lui Dumnezeu, ne-au fost lăsate și vestite și nouă cu lacrimi și cu sânge. De aceea așa trebuie ascultate, așa trebuie recitate, așa trebuie cântate aici sau pe ogor. De aceea am vrea să citim doar câteva versete, dovada dorințelor și a insistență noastră, așa cum aminteam. Citim doar câteva versete din Facere, capitolul 26, versetul 15 până la 19. Toate fântânile pe care le săpată la robii tatălui său, pe vremea tatălui său Abraham, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Și Abimelec a zis lui Iacov, pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi. Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în Valea Gerar, unde s-a așezat cu locuința. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpată robii tatălui său Abraham și pe care le-a stupat filistenii după moartea lui Abraham și le-a pus iarăși aceleași nume pe care le pusese tatăl său. Robii lui Isaac au mai săpat în vale și au dat acolo peste o fântână de apă din Izvor. Scumpii noștri părinți, frați și surori, așa cum a zis Domnul Iisus când a citit pe prorocul Isaia în templu și când a zis, astăzi s-a împlinit cuvintele acestea, îndrăznesc să spun, astăzi retrăim și noi stările de atunci, îndurerat să spunem. Când s-a încercat să ne sece izvorul, deși izvorul nu seacă, așa cum zice Domnul Iisus, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și așa cum a zis samaritenii, cine bea din apa aceasta, se va preface în el într-un izvor care țâșnește unde? În viața veșnică. Și izvorul care țâșnește nu poate fi. Așa cum zice fratele Traian despre Domnul Iisus, că el despre, sub orice piatră, poate să, fie, să aibă nu 10, 100, 1000, 100, 1 miliard de peceți. El de sub orice piatră învie. Și izvorul, așa cum aminteam, fratele Petru, nu seacă. Și sămânța, fiind împărăției lui Dumnezeu, chiar pentru vreme puși în pământ, de aici, noi suntem izvorul care țâșnește. Îndurerați suntem că atunci filistenii
le-au acoperit izvoarele. Atunci filistenii le-au fundat fântânile. Iar noua aici, o citea fratele Moise asară, să vă ridica unii din mijlocul vostru. Cei din mijlocul nostru ne-au secat izvorul și ne-au astupat fântânile și ne-au monopolizat manuscrisele. Vor răspunde mâine în zrată de Cătălui Hristos. De ce, dragii noștri, strigăm să fie un mai spus de ce au spus, vreau să fac un apel, îndurerați și ferinții. Versurile care le cântăm și le recipăm, le cităm, scumpile noștri, surori și frați tineri, au fost scrise pe tarul Papocampului și în gratii, în închisoare. Scrise câte o strofă, câte un vers, învățat, șters și au învățat altul. Și cei care au fost acolo au învățat fiecare câte 10, câte 100, câte 1000 de cântări. Și așa ne-au fost aduse miile de versuri, de meditații, de pe gratii, scrise cu lacrimi și cu sânge, nu cu tuși. Noi cu liceu sau unii cu studii superioare nu le putem învăța în libertatea aceasta pe de rost. Nu le putem dezgrupa, scumpii noștri, tineri. Așa cum citeam, robii lui Avraam au făcut fântânile. Robii lui Isaac le-a disfundat și n-au cârtit și nu s-au simțit obosiți. Ba dimpotrivă, că le-a disfundat pe cele vechi și le-a pus aceleași nume. N-aș vrea să ocup prea mult timp, aș vrea să mă înțelegeți ce vreau să spun fără cuvinte. Au săpat din nou fântânile tatălui lor și le-a pus același nume ca să bea aceeași apă sfântă de izvor și curată. Și robii nu s-au oprit aici. Așa cum cei de la nuntă i-au trimis odată și le-au zis a doua oară, mai duceți-vă odată. Și n-au crătit și nu s-au oprit. Și au venit cu răspunsul și le-a zis mai duceți-vă odată. S-au oprit? Nu s-au oprit și nu le-a părut prea mult, nici prea greu. De ce, scumpii noștri, dacă robii lui Isaac au mai săpat și altă fântână de izvor mai curat și lucrarea voastră care a dezgropat în părinții noștri și au făcut prin ei niște izvoare, și noi acum, în rândul frăților voastre, scumpii noștri, tine, rob al lui Isaac Hristos, Iisus, și rob și moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu fericite și veșnice, și moștenitori împreună cu cei pe care îi sărbătorim, care, așa cum aminteam, ne-au învățat să cântăm în lacrimi și ne-au spus, o, dacă ați ști voi cât am mai plâns, să știți frății de voastră. Așa zice cântarea, adu-ți mereu, adu-ți aminte, cât ai venit dacă ai vedea ce preț, ce jalfe și câte lacrimi ceruta mântuirea ta. Acum când unii s-au trudit să se mai trudesc, să ne acopere fântânile și să ne țină monopolizate manuscrisele, haideți să strângem rândurile, scumpile noastre surori. Vorbeam aseară la încheiere și la despărțire cu câteva surori și am fost așa de bucuros că fericite au recunoscut. Când noi am intrat în anii tinereții, eram ca frățile voastre sau mai tineri în adunare, cântările ne-au părut îngerești și surorile îngeri. Așa s-a venit aici și s-a recitat. Versurile scoase de pe gratii și din rane și din sânge, scrise pe geam cu săpun sau zgârite cu câte o coajă pe talpa bocancului și recitate pe rând. Asta e moștenirea noastră. Cum o ducem noi mai departe? De ce rugăm tineretul nostru? Cele pentru surori să le spună surorile, cele pentru frate să le recite frate, iseurile să le recite frate, frumos, înalt și sfânt. Dacă despre cântările noastre să spună, cântările noastre cântările. S-am venit aici la frății de voastre, nu e nicio deosebire, suntem frați, suntem români din biserica noastră ortodoxă și română, care ne-a legat, care ne-a chemat. Și ne-am înfrățit prin sângele și jertfa Domnului Iisus.
Așa cum zice Sfântul Pavel, el e chemat împreună. Și uitați-vă, sunt 50 de ani când ne-am cunoscut și suntem împreună. Sunt meritele noastre în harul, în sângele Domnului Iisus și sângele părinților noștri, care ne-a vrut dezbărțirea și care a zis, am făcut totul pentru voi. Oriunde v-ați chemat, v-am dus, oricând, oricum, am făcut tot și au venit și noi am venit din nou. Scumpii noștri, bivorii, patiția din urmă dată, suntem cu părți căruți și nu mai putem zbura ca cu 50 de ani, ca niște cerbi, până la Bașcău, până la Vazar, până la Tărcăința sau Tărcaia sau Cusuiști, sau în sus, până la Ceica sau Oradia. Poate mâine sau poi mâine va veni și pentru noi, așa cum zicea fratele Traian, cele 3 zile. Sunt foarte mulți care ar vrea să ne vadă și pe noi în mormânt, așa cum l-au adus fratele Traian. Să încerce izvoare, să încerce izvoarele și după aceea să ne astupe fântânile, dragilor. Strângeți rândurile, mâine ne veți căuta și nu le veți găsi. Hai să strângem rândurile, să săpăm izvoarele. Noi, nu robii lui Isaac, robii lui Hristos, care am primit mult mai mult și care ar trebui să angajăm și să dăruim și noi pe măsura pe care am primit și mă primim în fiecare zi. De aceea insistăm de tineretul nostru să recite liber și mâine și poi mâine când va merge în uzină sau la sapă sau la școală, cum o fată care trebuie religie, stau profesoarele la ușă și ascultă la clasa ei la religie când cântă colinzi, când cântă cântări de la oastea Domnului și când spune și citește copiilor articolele noastre din foaie pentru copii sau din istoria unii jertfe și când iese de la oră spune Lidia, am ascultat la ușă plângând. Și cine a zis la doamnă profesoară? Pe mine, eu nu mă spiez. Asta am primit, așa trebuie să ducem pe Hristos la oameni. Pentru asta am murit, fratele Traian, și pentru asta a ars și s-a jertfit, s-a hanea spus. Să-L ducem pe Domnul Iisus la oameni și să-I aducem pe oameni la El. Nu-i misiune mai înaltă, împreună cu biserica. Cu fiețele bisericești care ne înțeleg și ne sunt alături. Asta e o minune pe care o trăim noi în vremea aceasta de libertate, care nu va fi lungă, dragii noștri. Haideți să o folosim. Mâine ne va părea rău și vor veni alții, haideți, împreună cu muntenii, împreună cu ucrainenii, asta cum s-a mintea sală frumos, uitați-vă, frățile voastre, credința n-are hota, ea n-are margini și ea n-are lege, ea trece dincolo, până unde? Până în veșnicie. Vorbeam acasă cu tata Florica și cu soțul, când prima dată am trăit câteva luni împreună, în anii tinerețe, cu fratele Traian, am acceptat o săptămână felul lui de viață, am acceptat două. Și pe urmă mi-am pus întrebarea, cum se poate așa un om să doarmă o oră, două, patru, să muncească 20 sau 22 din 24 și să mânce, poate, dacă găsea, dacă nu, așa cum știm noi din meditații, ne opream pe marginea fănațului și mâncam trifoi. Și totuși să reziste, să muncească neobosit. Și le-am spus, am primit răspunsul după o lună de stăruință. Când cineva primește chemarea cerească, ea-i cerească. Asta zice Sfântul Pavel, frați fiind care ați avut parte de chemarea cerească. Ați întâlnit-vă privire de sus. Și când cineva se dăruiește lucrării și se angajează, Domnul scoate din marginile firești. Nu scrie atunci, fratele, dar după aceea a scris. Când te dăruiești și ieși din margine, firești, atunci spinii nu mai dor. Nu? Nu așa zice fratele aia. Foamea nu mai simt, fratele, am trăit cu el și prin el am primit noi. Și astăzi strigăm împreună cu Elisei la Domnul, în slăbiciunea și micimea și nevrednicia noastră, să ne ia și nouă îndoită putere din puterea părinților noștri.